Bun regăsit, dragilor, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Marian, iar astăzi vreau să te învăț ce anume trebuie să faci pentru a avea un clematis plin de flori. Dar pentru acest lucru trebuie să mă urmărești în minutele următoare. Așadar, dacă ești posesorul unui clematis, fie îl ai în balcon, fie în grădină, și îți dorești să facă mai multe flori, trebuie să știi că în această perioadă de primăvară trebuie să-i aplici o tăiere. Această tăiere, să știi că se aplică numai speciilor hibride cu înflorire târzie de vară, pentru că acestea fac flori pe lăstarii anuali, cei care pornesc în anul în curs. Pentru acest lucru, trebuie să ai cel puțin o foarfecă și să ai puterea de a-l tunde, chiar dacă el este foarte mare. Pentru a se întâmpla ceea ce ți-am spus eu, adică să ai multe flori, trebuie să aplici acea tăiere. Trebuie să ai în primul rând o foarfecă, așa cum ți-am spus anterior, și să aplici o tăiere undeva la 30-40 cm față de nivelul solului. Asta dacă este în ghiveci, măsori de la nivelul solului din ghiveci până la primul nod, sau din grădină, dacă nu ai ochiul deja format, cu o riglă sau cu o ruletă poți determina lungimea de tăiere. Așadar, la mine este undeva la nivelul acesta. Alegi un ochi, este punctul de prindere unde au fost frunzele și începi și tai, fără niciun fel de probleme, astfel încât să stimulezi ramificare. Ramificarea înseamnă mai mulți lăstari, mai mulți lăstari vor însemna în final mai multe flori. Un alt aspect important care influențează înflorirea clematis ține de acoperirea bazei. Precum vezi, rădăcinile la clematis sunt superficiale, iar ele nu prea suportă căldura din timpul verii. Așadar, în perioada de primăvară, îți recomand ca baza clematisului să o acoperi cu un mulci, fie acele cipsuri din lemn, fie poți planta o floare care să fie acoperitoare de sol, gen vinca minor, sau o plantă târâtoare precum Eonimus. După tăierea de care v-am spus, clematisul ar trebui să arate ceva de genul acesta. Nu este nicio problemă, veți vedea în câteva săptămâni va lăstări suficient de bine, astfel încât să asigure acea înflorire abundentă pe care tu ți-o dorești. Acum trebuie să vă las că mai am ceva clematis de tuns, însă nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să mă urmărești și data viitoare cu un nou episod din Lumea Plantelor.